Bună seara! Cum ar fi o fuziune între două societăți? Ceva de genul... nu știu... nu mai contează. Ambele cu același domeniu de activitate. Ar fi ceva de genul următor. Eu cumpăr de la tine, tu îmi dai de la tine. La început. Noi toți am avea de muncă. E, problema este în felul următor. Că ne omoară procedura și auditul. La procedură, în firma X, spune așa și așa. La firma Y, spune procedura așa, așa și așa. La audit, când vine, pe noi facem așa. Iar la voi se face așa. Așa că până se pun la punct una cu cealaltă, o să stea unii la cafele și unii la apă până când se pun de acord, după care apar avocații sau persoanele juridice sau așa, sau juriștii, iar apoi îi spune frumos, de mâine avem ceva nou de muncă. Am fuzionat cu tine. Și suntem o echipă și trebuie să... și tu trebuie să te duci colo, tu dincolo. Interesant, nu? Adică tu dacă ești la București, poți să te duci la Constanța, tu dacă ești la Baia Mare, poți să te duci la Satu Mare. Sau dacă ești la Bacău, să te duci la Fetești. Și să respecti procedurile ambelor firme, știi? Că na, trebuie să fie bine. Dacă mai ești și pe vânzări, ceva de genul Horeca, cum se poartă acum. Mai e și nenorocitul ăla de Target. Dacă mai sunt și servicii gen casă de marcat, la tine cum e bonul fiscal, la mine e cu casa cu tare, la tine e cu casa de la nu știu cine. Din ce în ce mai bine.